20 septembrie. Risipind umbrele îndoieli Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Isus Hristos. 2 Petru, 1 cu 2. Avem nevoie să fim umpluți cu plinătatea lui Dumnezeu, și astfel vom avea viață, putere, har și mântuire. Cum putem obține toate aceste binecuvântări? Domnul Hristos a murit pentru ca noi să le putem primi prin credința în numele Lui. Atunci de ce să rămânem țintiți în cuile de care ne agățăm propriile noastre îndoieli? De ce să umplem încăperile minții cu imaginile întunecoase ale necredinței? De ce să nu lăsăm razele luminoase ale soarelui neprihănirii să strălucească în cămările inimii și ale minții și să risipească umbrele îndoielii? Să ne întoarcem la lumină, la Isus, prețiosul nostru mântuitor. Minte, caracter și personalitate, volumul 2, pagina 680. Un model de săvârșit. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viața veșnică. Iuda 1 cu 21. În loc să privim la căderile și defectele unor ființe umane, să contemplăm caracterul acelui în care nu există nicio imperfecțiune. Isus este mai mare între zeci de mii, cel prea iubit. Niciun om nu trebuie să fie modelul nostru. Prin singurul lui fiu întâi născut, Dumnezeu ne-a dăruit un model de săvârșit și privind la el, vom fi schimbați după chipul său. Să privim la Hristos, al cărui tron este mai presus de orice și a cărui slavă umple templul. Minte, caracter și personalitate, Volumul 2, pagina 680.